Da, am revenit în direct, vorbim despre evenimentul weekendului la Buzău, constituit de derbiul dintre Gloria și, și Oțelul Galați, clubul suporterilor CS Oțelul Galați, un derby care ne amintește, ne amintește multora despre prima promovare a Gloriei într-un meci tot cu, tot cu Galați. Vorbim cu George Timiș despre ce s-a întâmplat în cele 90 de minute înainte și după și ce se va mai întâmpla. Apropo, vă așteaptă un meci la fel de greu pe 30 acum. Da, la Miroslav. Da, da, la Miroslav. Este echipa singura echipă care v-a oprit acasă. Da. Care v-a smuls un punct. Exact. Da, o echipă dificilă cu foarte mulți jucători care au evoluat la Liga a doua. Pe un teren foarte mic, acolo e vânt, bate vântul, e nenorocire. Îl au pe atacantul ăla Marin, înalt, el e goalgetterul lor. Ne așteaptă un meci greu, greu de tot. Da, din ce am văzut eu, nu știu care sunt, nu i-am văzut jucând deloc în retur, dar încă am așa pe retină meciul cu Gloria. Nu, dar i-am văzut că sunt foarte bine pregătiți fizic. Sunt, pe da, toate echipele din Moldova sunt, alergă toți. E specific zonei. Asta e. Până la urmă, trebuie să ne referim și la distanța asta pe care a spus-o față de Oțelul. 8 puncte sunt până la urmă 8 puncte. Sunt 2 meciuri și jumătate spre 3. Da, îți dau o anumită liniște punctele astea, dar nu, crede-mă că și astăzi și am discutat cu băieții, sunt perfect conștienți că nu s-a terminat. Deci nici vorbă de așa ceva. Și mândria noastră. De ce să nu câștigăm toate meciurile, să jucăm la victorie? Cum am mai discutat, meci cu meci. Vorbeam și cu Ciprian, a fost unul dintre, nici nu l-am întrebat și ne-a spus nouă, celor din presă, veniți la teren pentru un sincron, ne-a spus că până la sfârșit mai sunt multe meciuri și trebuie să fim foarte montați ca să nu ar fi ceva greu de conceput până la urmă și poate și mai dureros, Doamne ferește, batem în lemn. Nici eu nu cred așa ceva, dar nu e. Nu există să nu fim serioși. Nu se poate. Nu, repet, lucrez cu niște băieți care sunt, pe lângă faptul că sunt motivați, sunt cerebrali, înțeleg exact momentul, importanța acestei perioade și eu le repet lucrurile astea, dar sunt foarte receptivi și au simțit și ei că suntem acolo, mai avem puțin, suntem la promovare. Și chiar dacă au jucat la alt nivel, la Liga 1 sau la Liga 2, domnule, sunt niște trăiri deosebite pe care nu prea te întâlnești așa. Deci să-ți vină stadion aproape plin, să ai o galerie în spate, să-ți iasă jocul. Sunt momente pe care n-ai cum să le uiți ca fotbalist. Destul de rare. Apropo de public, publicul buzoian, chiar eram mirat că la meciul cu Oțelul a venit, nu știu, hai să zicem, 2000 cu indulgență. Cu Oțelul? La meciul cu Metalul, da. Da. Vă așteptați la afluența asta cu Oțelul? Da, a fost așa o emulație în oraș. Am văzut că s-au mobilizat și pe Facebook, mulți, nu numai vorbind de galerie, toți și curioși, a ținut și vremea cu noi, dar până la urmă, tot cu tine vorbeam de spectatorul buzoian și sunt exact cuvintele tale, că e fițos. Da, ei vreau să vadă, bănuiesc, cum te descurci într-un derby. Hai, nu cu șomuți fălticeni care n-au zise nimeni. Erau curioși, să vedem cum joacă cu Oțelul, o echipă de tradiție, fostă campioană, chiar dacă, nu știu, au vreo legătură. Cred că au, până la urmă, cred că au. Da. Da, adică era un test pe care trebuia să-l treci și eu zic că ne-am achitat și l-am trecut. Până la urmă, știți cum, o echipă, spuneați, aminteați de rivalitățile cu vecinele, cu județele, oarecum, nu suntem învecinați cu Galațiul, dar sunt aproape. Și faptul că orașul Galațiul e un oraș mult mai mare, a fost așa și dacă priveam din perspectiva chibițului neutru la începutul sezonului, din 100 de români, să zicem că 20 dădeau favorită Gloria. Da. Pentru că Oțelul e un nume cu rezonanță. Nu au crezut. Nici 20. Nu erau 20%. Da. No, uite, noi am crezut așa, nu știu cum să zic, în nebunia noastră așa frumoasă, am crezut în proiectul ăsta, nu numai noi, și cei de care ne-au tot susținut și ne susțin, știind ce ne apasă, ce obligații sunt, da, uite că ni le-am asumat și
deocamdată suntem acolo unde trebuie și nu cedăm. Da, chiar și subsemnatul, vă spun, eu mă gândeam că promovarea în Liga a doua e un obiectiv destul de... Da, este. Să știi că se promovează, toți mi-au zis. De puțin. Vezi că din Liga a treia în Liga a doua se promovează foarte greu. Exact, nu știam. Mi-au zis-o cei care trecuseră prin așa ceva. La Liga a treia se bagă bateria. Acum, eu trebuie să mă iau puțin și de tine, că ți-am văzut emisiunea, ai fost invitat la o emisiune și la Cătălin și ai zis că domnule, a câștigat la Liești, a câștigat cu Metalul, cu Târgu, că eu nu credeam așa ceva. Da, eu vă... Haideți să vă spun. Dar nu, că nu-i cu reproș. De ce vă spun ce gândesc? Adică mă gândesc că într-o cursă dintre asta, până la urmă, a câștigat, a merge mai departe, a promovat din Liga a treia în Liga a doua, presupune înainte de toate acumularea unui anumit număr de puncte. Da. Și știți cum e? Câteodată un egal e mai sănătos decât o victorie. Dacă ne uităm la italieni, 1-0 așa este scorul preferat. Și dacă au fost meciuri, mă gândeam. Da, tot noi vorbeam. Noi nu suntem în poziția în care să facem calcule. Noi trebuie să luăm meci cu meci și să-l câștigăm. Nu că pierd aici, mă duc dincolo. Ți-am dat exemplu cel mai bun, Oțelul Galați la Sănătatea de Răbani, echipa după ultimul loc. Au făcut egal greu, nu? Putea să... Chiar au rătăia un penalti, era prea frumos. Eu nu știu dacă a fost penalti, chiar aici am tot căutat pe site-ul, dar n-am găsit dacă au ratat penalti, dacă au avut penalti. Dar 1-0 până în minutul 86, nu? Da, trebuie să spun așa cu rușine, fac mea culpa, la un moment dat eram pe stadion la Gloria cu Metalul și eram mai atent la telefonul ăla. Battle Dumnezeu. Ce exemplu ești tu, Andrei? Da, măcar recunoaște, să văd ce se întâmplă. Dar să știți că și prin jurul meu erau... Păi nu, că îmi strigau și mie. Da, mie îmi strigau din tribună. Măi. Da. George, vezi că e 1-0 pentru Dărăbani. Acum, dacă ne referim și la momentele alea de glorie, ale gloriei din anii 85-86, da. Eu vă aduc aminte de radio la RIC, da. Că îl puneai la ureche să stătea. Eram, cred că aveam și eu acolo. Era Poli Timișoara cu Fece Argeș. Da, și toată lumea stătea cu radio la ureche. Știu. Mai era cât un domn cu radio și se adunau prin jurul lui așa pe la stadion și și acum e la fel, numai că fiecare are posibilitatea să verifice în timp real. Ne întreabă cineva chiar cu când e următorul meci acasă, chiar și eu sunt curios. Următorul meci acasă e după meciul cu Miroslava. Chiar sunt curios câți spectatori vor veni la meci, chiar dacă nu vor fi derbiuri, de acum încolo. Noi ne-am gândit dacă e vremea frumoasă și aplicăm aceeași politică cu meciurile în deschidere cu copiii. Cred că a fost o experiență deosebită pentru ei. Erau câțiva copilași de 90 ani cu care eu lucrasem înainte. Bine, nici nu m-au recunoscut de emoționați ce erau, care săreau în brațe și mă luau, ce faci, George? Adică discutam așa liber. Acum erau topiți total. Au văzut și ei, bănuiesc, la televizor cum se iese la Cupa Campionilor cu copii. Au retrăit și ei la proporția respectivă aceleași sentimente. Noi sperăm să vină jumătate. Serios, dacă intrarea liberă, vremea frumoasă și să vadă un spectacol pe care ne vom strădui să-l afișăm, de ce să nu vină? Cel puțin jocul cu Oțelul oferă așa, și mă refer la ce s-a jucat pe teren, oferă o garanție. Evident, nu toate meciurile, să nu crede cineva că toate meciurile vor fi câștigate cu 5-0, da. Pentru că și dumneavoastră a spus, Oțelul a venit să joace fotbal, a venit să atace. Deci, scuze-mă, meciul o să fie pe data 6. Da. Dar am mai verificat. Se joacă pe 30 la Miroslava și apoi și 6, după o săptămână la Buzău. Cred că la ora 16 o să fie. Da. Se schimbă ora de joc. Apropo, repriza a treia s-a jucat după meciul cu Oțelul. Da, s-a cântat, s-a strigat în cabină, dar n-ai cum să nu te bucuri. Și mai ales ei care meritau, că, repet, este meritul lor. I-am felicitat și i-am lăsat să se bucure, pentru că a fost o presiune mare. Toate aceste prime meciuri au fost grele. Da, în cazul fericit al unei promovări, Gloria are în momentul de față lotul unei echipe care să se situeze măcar la undeva, nu știu, în partea de sus a clasamentului divizia a doua? Nu, ne mai trebuie să întăriți. Nu pot. Sunt multe echipe, deplasări lungi, cartonașe, accidentări, nu.
trebuie să fim inteligenți pe următoarele mișcări, la vremea potrivită, și să avem un lot experimentat și bun, așa, ca să stai liniștit. Am văzut aseară, de exemplu, vorbeam și dumneavoastră, v-ați uitat la meciuri, am văzut un Petrolul încenunchiat la Timișoara. Faptul, ceea ce ne Petrolul, trimite, ce da, forță financiară. Petrolul, care este una dintre favoritele. Petrolul, dacă vorbim de Liga a doua, uităm de lider și vorbim de Petrolul și de Ucluj. Toată lumea ca alea două repere și le ia. Se joacă fotbal cam peste tot la Liga a doua. Adică e greu să iei puncte așa garantate. A, nu. E clar că nu sunt ușoare meciurile. Dar totuși nivelul nu e acolo unde speram, așa. Nu-i de mare tehnicitate, dar ca și atitudine, da. Meciuri grele. În cine credea că pierde Petrolul 3-0 la ultima clasată? Sau da, eu cel puțin nu credeam. Bună seara, sunteți în direct. Alo, bună seara. Vă salut. Aș dori în primul rând să-l felicit pe antrenorul Gloriei pentru rezultatele obținute până acum, nu numai în ultimul meci. Eu vorbesc de toate rezultatele obținute de cursul campionatului și să-i dorim și ne dorim să promovăm în Liga a doua, unde sper eu ca în primul an să facem față cu brio, ca după care să începem să atacăm și Liga întâi. Vorbeați mai înainte despre o lipsă a strigătorilor în meciurile trecute. Eu cred că unul din motivele pentru care spectatorii nu au venit la meciuri este acela că s-a făcut parcă prea puțină reclamă Gloriei. După părerea mea, cred că Metalului s-a făcut mai multă reclamă. Asta este părerea mea. Vorbesc de televiziunile locale, chiar și site-urile locale. Parcă Metalul a fost mai prezent în mass media decât Gloria Buzău. Sper că după acest joc să se schimbe lucrurile, pentru că totuși până la urmă Gloria este echipa faniona orașului. Vă mulțumesc și mult succes în continuare. Și noi vă mulțumim. Cred că amândouă echipele și evident și celelalte secții ale Gloriei și tot ce se întâmplă prin oraș, dacă este în referim la sport, ar trebui să fie mediatizate. Nu știu dacă, eu n-aș ține cont cine a fost mediatizat mai mult. Ce este că numai faptul că Gloria s-a reînființat încă de la divizia 4 de anul trecut ar fi trebuit să trezească așa ceva, măcar în suporterii aia mai în vârstă, care au prins Gloria aia veche. Da, bine, eu am înțeles așa pe mulți că am mai stat de vorbă, încă erau neîncrezători așa, nu simțeau ce proiect este. Sincer, acum la un moment dat chiar eu am insistat să nu se facă reclamă foarte mare, că parcă părea așa ce tichie de mărgăritari trebuie... Da, un pic forțată, să zicem. Da, adică vreau să vină rezultatele, să vină și jocul bun, ca să ne prezentăm în fața publicului cu ceva clar palpabil. Da, a fost și vina noastră, trebuie să recunoaștem, dar parcă, exact cum ai zis, părea ceva forțat să fi făcut o reclamă mare. Mi s-a mai reproșat lucrul ăsta. Acum, da, am simțit și noi că suntem unde trebuie și chiar aveam nevoie de susținerea publicului. Eu mi-am mai cerut scuze și în perioada trecută că nu dădeam detalii despre jucătorii pe care o să-i aduc până nu semnam contract. Nu puteam, efectiv. Nici e lumea, e jungla fotbalului. Păi nu, eu vorbesc... Patru ochi nu ne-a da, spus. N-am spus, am păstrat secret. Eu vă întrebam de ce sistem jucați așa, pentru mine și nu spuneți. Nu. Acum, adică, trebuie să știe Doamne lumea ajută, că... ne ducem la Liga a doua, nu prea poți să te mai ascunzi, că-s meciurile televizate și asta e. Aici am încercat și noi să ne protejăm și să surprindem pe cât posibil adversarul. Pentru că te întâlneai cu o echipă pe care n-ai văzut-o în viața ta. Nu știai ce jucători sunt. Trebuia să-i descoperi pe loc, în 10 minute să le descifrezi să-i citești, tot. Da. Până la urmă, stați puțin că n-ați fost singurul, că vorbeam și noi la conferință de presă, cei de la Oțelul, de exemplu, și-au scos meciul după YouTube. Da, au șters toate meciurile, da, din pregătire, din... Pentru că, până la urmă, lipsa de date despre tine constituie, până la urmă, un avantaj în fața adversarului. Clar. Ăla nu știe ce joci, nu-ți vede jucătorul. Bine, acum, făcând așa o paranteză, cei de la Oțelul știau cam tot despre noi, avem mulți prieteni aici prin Buzău, dar asta e cu tot o altă poveste. Uitați că nu le-a ajutat. Păi nu le-a ajutat. Da, sunt o puncte. La momentul ăsta mi-am adus aminte un exemplu nefericit, chiar anul ăsta s-a întâmplat. De Crăciun
Liverpool avea, bine, vorbim despre altă, Liverpool avea 7 puncte față de distanță. Bă, că tot n-am reușit să te convingem pe tine. De, păi nu, 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 ați reușit să mă convingeți, dar trebuie să fie vorba noastră. Suntem realiști. Suflăm și ne iaurt. Suflăm, da. Acum nu mai, acum sunt City pe primul loc. Știu, da, dar doi antrenori preferați, așa că nu... Care vă place mai mult, Klopp sau Guardiola? Nu, apropo? Îmi plac amândoi și acum parcă aș vrea să câștige Klopp, că l-a mai luat Liverpool de nu știu unde și atmosfera... Eu nu i-am prins, cel puțin eu nu i-am prins campioni. Păi Liverpool. De când mă uit la fotbal, așa, a fost în 84-85, dar nu știam de fotbal. A meciul de referință tot, cu Heiser, finala Cupei Campionilor. Din 2005. Vă spun echipa pe de rost. Deși nu sunt, nu sunt fan nici Liverpool, nici Milan, ăla e cel mai frumos meci din istorie. Exact, exact. Da, haideți să vorbim, mai avem două minuțele. Sunt sigur că după meciul, după meciul Gloria, așa, m-a relaxat, v-a ajutat și la meciul României, va strica seara, presupun. Nu, dar chiar îmi pare rău. Nu că, ce să mai... Pentru că am stat mult prin afară, așa ești privit. Prin prisma rezultatelor echipelor naționale sau ale celor de club. Și e destul de dureros. Tu, ca să ajungi ca antrenor, trebuie să vii dintr-o țară unde e un fotbal reprezentat la nivel internațional foarte bine. Cum s-a părut jocul așa? Cum s-a dus Croația acum sus în, la campionatul mondial? Nu, foarte căutați antrenorii croați. Își găsesc ușor de muncă afară. Românii, mai greu. Adică se leagă toate. Jocul cum vi s-a părut? Acum l-a văzut toată lumea, nu? Fricos, prima repriză, a doua o schimbare. Prea puțin pe lângă... Eu zic că au meritat suedezii, au fost mai buni. Au avut ocazii mai multe și mai voluntari, așa, mai motivați. Credeți că avem vreo șansă să-i batem acasă? Bine, e distanță până la meciul nostru de acasă. Nu știu, de ce să zic. Foarte multă lume nu include în ecuație Norvegia. Știu, eu am văzut, eu am urmărit cu Spania. Păi avem meci greu. Joshua King e, da. E foarte, foarte bun. L-am văzut și eu la Bournemouth. Încă de la început l-am urmărit. S-a dus Defoe acolo și vreau să știu dacă îl dă afară din echipă și nu l-a dat. Da. Da. No. Adică avem meci greu pentru că noi nu ne exprimăm cum ar trebui. Acum avem o generație U21 foarte bună de care ar trebui să avem mare grijă și să reprezinte clar viitorul. Nu i-am văzut cu Spania pe ăștia, mici de la sub 20. Eu i-am văzut, dar le-au lipsit mulți. 8 titulari au lipsit. Sau 9, nu știu, se plângea Rădoi și pe bună dreptate om. Dar, nu, adică ei, o generație bună. Da, dați-ne un pronostic pentru meciul de la Miroslava. Da, mergem la victorie. La victorie. Da. Un egal ar fi bun? Da. Da. Acum vorbeam cu cineva din ca o glumă, dar e adevărată povestea, vorbeam cu cineva din cadrul clubului înainte de meciul cu Oțelul și l-am întrebat dacă i-ar conveni un egal și mi-a spus că ar semna pentru egal. Bine că s-a terminat cum s-a terminat, chiar a fost un eveniment fericit, și fericit și vesel, da. Frumos dar perfect, cum ar spune dacă ai zis tu vesel, da, chiar a fost un moment deosebit, așa cum n-am vorbeam și cu prietenii, n-am văzut de mult la Gloria și noi să vezi toată lumea bucuroasă, fericită, să ne susțină, să ne încurajeze, să ne aplaude. Repet, sunt momente trăite destul de rar în România. Așa. Vă spuneam că și eu sunt așa mai rece cu... Îmi place să mă uit la fotbal și să mă uit să văd ce se întâmplă pe teren. Da, da. La un moment dat și eu am fost mai mult suporter decât gazetar, să zicem. Mă bucur, înseamnă că te-a furat jocul. Da, și... da, m-a furat jocul. Asta e... Și recunosc că într-un mod plăcut m-a furat. Mă bucur, bucur mult. Baftă multă la Miroslava și mult succes până la finele campionatului și să sărbătorim cu toții în oraș o promovare cum, nu știu, cum am sărbătorit în 2007, de exemplu. Când Da, păstrăm proporțiile. Nu știu, noi suntem mândri de ce am făcut până acum, dar ne și obligă să continuăm pe aceeași linie. Da, aici punem punct ediției de azi a Sport Club, o ediție fericită, dar veselă. În câteva momente, colega Magdalenescu cu Dale Buzoianu, noi ne vedem tocmai luni.